Am văzut sute de femei, dar m-am oprit la ochii tăi. Cu un mic sărut copilăresc, cât am ajuns să te iubesc. Acum sunt un om fericit, mă simt iubit și împlinit. Am lângă mine ce vreau eu, femeia sufletului meu. Cea mai frumoasă, cea mai frumoasă este soția ce-o am acasă. Doamna Valentina, bună ziua! Noi suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi, cu ocazia zilei de naștere, avem pentru dumneavoastră o surpriză dublă, dar vreau să vă întreb dacă bănuiți din partea cui poate să fie. Și încă cine? Să știți că avem și aceste frumoase cadouri pentru dumneavoastră. Cum ați bănuit, este din partea soțului un buchet de trandafiri frumos și acest balon cu o inscripție. Un tort este la fel pentru dumneavoastră. O cutie de ciocolată, un șampanie eu le las aici și încă un buchet de flori. Avem și o felicitare pentru dumneavoastră. Draga mea și scumpa mea soție, vreau să-ți spun că te iubesc și sunt fericit că existi în viața mea. Îți mulțumesc pentru dragostea, afecțiunea, pentru confortul din casă și susținerea pe care mi-o oferi. Chiar dacă au trecut atâția ani, tu ești la fel de frumoasă, tânără și plină de viață. Rămâi la fel, încă mulți ani înainte. Fie ca dorințele tale să se îndeplinească, iar în casa noastră să domine dragostea și fericirea. Te iubesc și mi-i dor foarte mult. Un sincer la mulți ani. Te cuprind cu drag și te sărut din partea soțului. Și mai avem un mesaj pentru dumneavoastră, ca să vedem din partea cui mai este și a doilea buchet. Din partea surorilor, mătrelor. La mulți ani cu mătra! Noi îți dorim să fii sănătoasă, puternică, să înflorești precum o floare, să te bucuri de orice clipă a vieții alături de familia ta, iar cu mătru să aibă grijă de voi, să vă fie mereu alături. Din suflet la mulți ani, te pupă finuții Damian și Sergiu, din partea familiei Vidrașco. Mulțumesc mult, mătrei! Pentru mine sunt cei mai spun. Totul, să-l iubesc, îl mulțumesc din suflet. Vă vorbac să nu fie pe astăzi. Surprizuri, dar totuși nu s-a ținut cuvânt. Nu, totuși e foarte plăcut și am aștept cu nerăbdare acasă să vie, că deja e timpul. Mi este dor foarte tare de el, cu mătrii tot. Îi așteptăm cu drag mai repede să vie acasă. Și mult sănătate le doresc în primul rând. Mulțumesc mult, surprizele care le-au făcut. Este soția ce-o am acasă, e singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția ce-o am acasă. Nimeni pe lume n-o să poată să ne despartă.